Bun găsit, doamnelor și domnilor! Brașovul tău, Brașovul atâtor secole de istorie, este și Brașovul creștin. Și se cuvine să ne gândim și la această identitate a cetății noastre, mai ales acum, în preajma sărbătorii nașterii Domnului, sărbătoare și eveniment care a dat un nou sens lumii în care trăim. Sau mai bine zis, i-a redat rostul său inițial. Sigur, acum cu toții am vrea să știm cât mai bine și cât mai exact care este acest rost sau ceea ce urmează după trecerea noastră prin această lume. Și tocmai de aceea l-am invitat astăzi alături de noi pentru a ne vorbi despre toate aceste lucruri pe părintele protopop al Brașovului, Dan Benga. Bine ați venit, părinte! Mulțumim foarte mult pentru prezență! Ne-am regăsit, ne-am reîntâlnit. Bună ziua tuturor telespectatorilor noastre! Și mai departe, sărbători fericite tuturor! Părinte, cum poate să mai găsească și să mai înțeleagă omul modern de astăzi într-o lume dominată de atâtea tradiții și de atâtea obiceiuri ale societății de consum, rostul acesta inițial al prezenței omului pe pământ despre care vorbeam la început? Da, într-adevăr, într-o societate consumistă, este foarte greu omului modern să se regăsească în atmosfera aceasta, acestei sărbători minunate a nașterii Domnului Iisus Hristos. Sărbătoare care a schimbat sensul lumii, așa cum ați spus, pentru că prin venirea Fiului lui Dumnezeu ca om, dintr-o fecioară, întrupându-se și de la Duhul Sfânt, așa cum mărturisim în simbolul de credință, El a schimbat, de fapt, sensul acestei lumi. De ce? Foarte mulți dintre Sfinții Părinți vorbesc despre această întrupare a Fiului lui Dumnezeu, că s-a făcut om ca pe om să-L facă Dumnezeu. Prin căderea în păcatul strămoșesc, prin neascultare, Adam cel vechi avea să piardă frumusețea și bucuria raiului și bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Dumnezeu trimite pe unicul său fiu în lume să ia trup asemenea nouă, în care să ne cuprindă pe toți, să ne recapituleze pe toți, să ne cuprindă, cred că e cuvântul mai din franceză, comprendre, a înțelege, adică să înțeleagă întreaga umanitate de la Adam și până la sfârșitul veacurilor, care spuneam că ne-a cuprins, de ce? Ca să ne facă fii ai lui Dumnezeu după har. De aceea sărbătoarea nașterii Domnului este darul cel mai mare pe care l-a făcut Dumnezeu umanității. Și iată, noi încercăm acum, în această sărbătoare, în aceste zile frumoase ale nașterii Domnului, să dăruim. Chiar și așa omul modern caută să dăruiască. În familie, la serviciu, se caută totuși în aceste, s-au căutat sau se caută de fapt, pentru că nu se încheie numai acum cu sărbătoarea nașterii și după aceea, omul caută să dăruiască și el. Pentru că, nu e așa, se spune și în popor, dar din dar se face rai. Și atunci omul în ființa lui, așa suntem constituiți de Dumnezeu, să dăruim. Și vedeți, cu toate acestea, cu tot păcatul strămoșesc, omul nu a fost, cum să spun, total desprins de Dumnezeu. A rămas în structura lui, chipul acesta lui Dumnezeu, pe care l-a pus în om la creație. Iar prin venirea lui Hristos nu face decât să trezească acest chip, ca să creștem de la chip, să ajungem la asemănare. Ce este chipul? Am găsit la un sfânt părinte, Sfântul Grigorie de Nazianz,
O expresie foarte interesantă. Chipul, de fapt, este amprenta, dar este mai degrabă, cum spune Sfântul Grigorie de Nazianz, oglinda spartă, în care omul se vede în fiecare ciob. Și Hristos vine să unească aceste cioburi, să le lipească, ca să se vadă într-o singură imagine. Și atunci, iată, ajungem la asemănare. El vine să repare acest lucru, dar de noi depinde dacă dorim să ne lipim în aceste, în acest puzzle, dacă vreți, să devenim iarăși forma aceea, chipul, și să ajungem la asemănarea cu Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, că de fapt noi prin dar, bunătate, milă, milostenie, ajungem să ne impropriem aceste atribute, adică însușirea ale lui Dumnezeu, bunătatea, dragostea, iubirea, nu? Și atunci, iată cum din chiar și în această societate consumistă, în străfundul nostru există această aplecare a noastră spre a dărui. Sigur că sărbătoarea este mult mai profundă, în sensul că, vedeți, colindul, cel care l-am auzit cântându-se în aceste zile și îl vom mai auzi cântându-se, este tocmai gestul acesta de a dărui, colindețe, care înseamnă a te preumbla de undeva în alt loc și de a aduce mulțumire, pentru că noi și mulțumim, da? Vedeți, totdeauna după colind se cântă în general la mulți ani cu sănătate. Poate s-au întrebat unii oameni de ce la mulți ani cu sănătate după un colind. Pentru că de fapt, este gestul acesta de a mulțumi cei care au primit colinda, așa cum și lumea a mulțumit venirii lui Dumnezeu, cel care, de fapt, eu aș spune că El este cel care ne-a colindat mai întâi. Dumnezeu cel Preasfântul a colindat pământul, vedeți? Da, ce idee frumoasă, n-am mai auzit-o până acum. Da, după aceea o întâlnim la îngeri. Îngerii vin și dau răspunsul acesta, colindă, și noi mai departe colindăm, dacă vreți, ca un răspuns la acest dar pe care ne-l face Dumnezeu, și noi venim, de fapt, și cu mulțumire. Îi mulțumim pentru că ne-a scos din latura și din umbra morții, cum spune frumos evanghelistul Matei. Da, deci, aici trebuie să vedem profunzimea acestei sărbători și să înțelegem că, de fapt, este darul pe care îl face Dumnezeu umanității, iar umanitatea răspunde acestui minunat dar prin acest colind, care, de fapt, este și o teologie. O teologie, o întreagă teologie pusă pe înțelesul nostru tuturor. Teologie în sensul adevărat al cuvântului, adică teologie înseamnă cuvânt cu Dumnezeu, adică înseamnă rugăciune. Un sfânt părinte, Evagrie Ponticul, în Filocalia I, spune că teolog este cel care se roagă și numai cel care se roagă este teolog. Vedeți? Și atunci, în colind, avem și rugăciunea. Cât exprim, astăzi s-a născut Hristos. Vedeți acest cuvânt astăzi? E un prezent continuu. Da. Cum se tot repetă 2000 de ani acest astăzi? Da, astăzi, pentru mine, astăzi se întrupează Hristos. Știți, îmi vine în minte această frumoasă idee a darului pe care ați amintit-o. Cred că a fost și este foarte bine, știu eu, exprimată și de înțelepciunea populară, care spune că dă și vei primi îndoit, sau mi s-a părut o adevărată cheie, să zic așa, informațională pentru omul modern, celebra carte a părintelui Steinhardt, dacă nu mă înșel, dăruind vei dobândi. Exact. Este o cheie a existenței, exact opusă mentalităților noastre din prezent, dar cine îndrăznește și are curajul să o aplice, o să vadă că funcționează. Așa. Această extraordinară
idee și nu numai în sens material, ci în orice sens, iubire, ajutor, dăruind în vei dobândi. Dar dumneavoastră ați spus foarte frumos că purtăm, indiferent că suntem conștienți de asta sau nu, această amprentă divină în noi. Și dacă stăm și ne gândim la evenimentele petrecute în urmă cu mai bine de 2000 de ani, nu legate toate de nașterea Domnului Iisus Hristos, vedeți, totuși, de atunci a trecut atâta timp, omenirea a rămas pe parcursul a 2000 milenii electrizată de acele întâmplări. Este ca și cum omul caută mereu în preajma Crăciunului să își reamintească sau să își regăsească acest rost divin pe care, cum spuneați, poate îl simțim în noi. Da. E clar că acest chip al lui Dumnezeu în noi nu a putut fi alterat de către păcat întru totul. El este alterat, dar nu întru totul. De aceea vine Hristos să restaureze și lucrul acesta se petrece cu noi în fiecare taina Sfântului Botez. Renașterea noastră la viața cea nouă. Însă ceea ce doresc să subliniez este faptul acesta că vedeți, în sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului naște în fiecare dintre noi o bucurie. Postul acesta prin excelență este un post al bucuriei, al așteptării, dacă vreți. Așteptarea, dar nu într-o deznădejde, ci așteptarea într-o nădejde, așteptarea venirii Fiului lui Dumnezeu, care este Mântuitor, cel care se va naște, așa cel puțin spun Evangheliile, că cel ce se va naște se va numi Iisus, adică Mântuitor, Izbăvitor, Răscumpărător, dacă vreți, și spune mai mult, el se va numi Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu. Și de acum, de la această sărbătoare a nașterii Domnului, Dumnezeu este cu noi. Sigur că auzim această cântare și în postul mare, în special în cadrul unei slujbe numite Pavecerniță, cu noi este Dumnezeu, și se cântă și acest cu noi este Dumnezeu, acest stih, se tot repetă. Dar, propriu zis, acum această sărbătoare a nașterii, de fapt, deschide seria tuturor praznicelor împărătești. Dar venirea lui Hristos, spune un sfânt părinte, Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu vine numai să mântuiască pe om, adică să-l izbăvească, ci să-l îndumnezeiască. De aceea am spus mai înainte că Dumnezeu se face om ca pe om să-l facă Dumnezeu după har. Da? Deci, și lucrul acesta se petrece, dacă vreți, cu fiecare dintre noi, la fiecare Sfântă Liturghie. Noi nu conștientizăm, nu realizăm de fapt ce se petrece în Sfânta Liturghie, dar dacă am conștientiza, lucrul acesta de fapt se întâmplă la fiecare Sfântă Liturghie. Și de aceea, iată, sărbătoarea aceasta a nașterii este importantă, pentru că nu vine Hristos numai să ne mântuiască, ci să ne facă și candidați ai cerului, să ne facă fiii lui Dumnezeu după har. Dar, părinte, este absolut copleșitor ceea ce spune și e minunat că ne amintiți. Dar noi, prin toate temele abordate la această emisiune Brașovul Tău, încercăm să venim în întâmpinarea telespectatorilor în diferite domenii sau pe diferite teme. Și nu pot acum să nu vă întreb, pentru că nu, cum spuneam, vrem să venim în întâmpinarea oamenilor. Ce lipsește omului care nu-l simte pe Dumnezeu, care nu rezonează cu Dumnezeu? Ce lipsește acestuia? Care este, să zicem, indiciul care trebuie să-i spună că se află pe un drum care nu duce nicăieri? Aici este foarte greu, pentru că, de fapt,
relația aceasta noastră cu Dumnezeu este o relație personală și ea nu poate fi, dacă vreți, șablonată. Adică avem un șablon și toți mergem... Nu. Fiecare om este unic. De aceea este persoană, fiecare om. Nu individ. Pentru că în momentul în care îi spun individ, înseamnă că el este rupt de ceilalți. Persoana presupune, în primul rând, dialog, altruism, dăruire. Și prin aceasta Hristos vine să restaureze chipul nostru, adică să redeștepte în noi această dragoste față de semenul nostru, indiferent cine este semenul nostru. E adevărat, nu toți, cum și în jurul Mântuitorului, au fost 12 ucenici. Am fi zis, domnule, pentru că au stat lângă Mântuitorul, toți ar fi trebuit să fie, nu, undeva, cum se spune astăzi, wow! Nu, iată, nu s-a întâmplat așa. Au fost și ucenici care l-au trădat. Unii chiar, nu numai că l-au trădat, deși le-a părut rău, n-au reușit să revină, cazul lui Iuda, da. Dar avem pe Petru, care i-a zis, Doamne, vin cu tine până în mormânt. Și spune și lui că te vei lepăda. El poate, dacă vreți, apostazia lui poate a fost mai grea decât a lui Iuda. Numai că revenirea lui, pocăința lui, nu se oprește la căință. Merge mai departe, pocăință. Noi l-am preluat pe filieră slavonă, poi e prepoziția după căință. Deci ceea ce urmează după căință înseamnă îndreptare. Cuvântul în grecește e metanoia, care înseamnă schimbare radicală. Deci, și atunci Petru revine și Mântuitorul îl ia tot de trei ori, de câte ori s-a lepădat. Mă iubești tu pe mine? Și el zice, da, Doamne, știi că te iubesc. Și îl întreabă a doua oară, oare mă iubești tu pe mine? Tu știi, Doamne, tu știi că te iubesc. Și îl întreabă a treia oară și zice, s-a întristat sufletul lui. De ce s-a întristat? Pentru că i-a adus aminte că de trei ori s-a lepădat. Da, Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Deci iată, de ce am spus lucrul ăsta? Să avem încredințarea că indiferent cât de mult ne-am depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne așteaptă. Dar știți ce contează foarte mult? Cât mă deschid eu lui Dumnezeu, atât poate să intre El. De unde știm lucrul acesta? Din ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa, care de fapt aș vrea să definesc cuvântul acesta Apocalipsă, pentru că foarte mulți îl văd într-un sens cu totul greșit. Sfârșit, nu. Apocalipso, din limba greacă, înseamnă descoperire, revelație. Și atunci, și spune aici, iată ce spune un cuvânt magnific, să vedem că cerșetorul nu suntem noi, ci Dumnezeu. Iată, eu stau la ușa ta și bat. Deci cine bate? Hristos. La cine? La ușa sufletului nostru. Și acum este răspunsul. De-mi va deschide cineva, voi intra și voi cina cu el. Depinde cât îi deschidem. Îi deschidem puțin, puțin intră. Îi deschidem mult, mult intră. Dar de mine depinde cum răspund la acest dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu umanității. Adică să ne-l trimită pe Fiul Său să pătimească, să moară, să se răstignească, să învieze și nu numai, și să se ridice cu firea pe care a luat-o din Maica Domnului, firea trupească, și să o așeze de-a dreapta Tatălui. Aceea-i ținta. Da. Da, Părinte, nașterea lui Iisus Hristos, faptele pe care le-a făcut în existența sa pământească, nu, și trecerea sa dincolo, toate au fost însoțite de tot felul de miracole, spunem noi astăzi, despre lucrurile pe care nu le înțelegem în mod obișnuit. Care este sensul acestor miracole pentru lumea extrem de materială în care trăim astăzi? Poate să vă surprindă, într-adevăr, Mântuitorul a făcut și miracole, minuni.
Adică ceea ce depășește puterea noastră de a le face. E mai mult decât stă în putința omului de a le face. Da. În primul rând, întruparea lui. Este mai presus de fire. Da? S-a zămislit dintr-o fecioară, fără să știrbească fecioria ei, fără cunoștințe de bărbat. Deci asta este o minune. Da? Chiar Iosif s-a îndoit. Doamne, cum va fi aceasta? Pentru că n-a vădit-o de păcat. Da? Și atunci îi spune, Duhul Sfânt o va umbri și puterea celui prea înalt se va pogori și puterea celui prea înalt o va umbri, o adumbri. Dacă vreți, imaginea cea mai frumoasă e să petrece la schimbarea la față, când acel nor s-a coborât peste ei și i-a adumbrit. Adică asta trebuie să vedem norul sfințenii al Duhului Sfânt. Bun, deci aici avem prima minune, miracol, dacă vreți. Dar el nu vine în lume ca om, deși era fiu de împărat, o spun magii, da? Am venit să ne închinăm unui mare împărat. Și atunci Irod se scandalizează, se temea să nu-și piardă tronul. Păi merge și vă închina și când aflați, veniți să-mi spuneți. Bun. Și îngerii îi spun magilor să se întoarcă pe altă cale. Bun, el vine ca un prunc, plăpând, firav, dacă vreți, nenarmat. Da? Nu vine să ne impresioneze, ci vine sub delicatețea aceasta a pruncului inofensiv, în fața căruia nu poți să nu-l accepți. Și de, cu toate acestea n-a fost primită Maica Domnului. A trebuit să nască într-o peșteră. Aici apare o altă minune pe care nu o vedem ca minune. De ce spun o minune? Pentru că aici întreaga creație vine să participe. Pământul oferă peștera. Animalele suflarea. Paiele, vegetația, lumea vegetală îi oferă paiele, fânul, ca și culcuș. Da? Deci, cu alte cuvinte, toată creația vine să participe în această, în acest act al întrupării Mântuitorului Iisus Hristos. Îl recunoaște, dacă vreți, ca împărat al împăraților și domn al domnilor, cum spunem în Apocalipsă. Deci, aici este o minune, dar nu o percepem ca minune. De ce nu o percepem ca minune? Pentru că ni se pare cumva un lucru banal. Păi nu este banal. Dacă ne uităm în iconografie, vedem că peștera este locul unde se naște, este un loc întunecos, pe un fond negru. Interiorul peșterii. Da? De ce oare? Pentru că acolo era căzut omul. Sub demnitatea animalică chiar. Și aici coboară acest fiu plăpând al Fiului Dumnezeu ca să-l ridice pe om. Dacă vreți, această imagine o putem transpune cu imaginea la pogorârea la iad. Vedeți? Deci Fiul lui Dumnezeu se coboară acolo unde era omul căzut ca de aici să-l ridice. Și după aceea, cum se transformă peștera? Peșteră străină rece, peștere de dobitoace, cum spune colindul, și auziți, palat era. De ce? Da. Pentru că din el, cel care este lumina lumii, se luminează. Nu era niciun luminător, nici luna, doar stelele, da? Nici soarele. Și atunci, de unde era această lumină? În peșteră. Din acest... Eu sunt lumina lumii, cum zice la un moment dat în Evanghelia de la Ioan. Deci, iată, vedeți, e un mănunchi de altă minune. Cum scapă acest prunc din mâna lui Irod, care s-a pornit și a dat poruncă toți pruncii să fie uciși. I-a omorât pe tot și a scăpat. Da, el și-a scăpat și Ioan Botezătorul, care era cu 6 luni mai mare decât. Sunt doi copii care au scăpat.
Mântuitorul, care pleacă în Egipt, Maica Domnului cu Iosif, iau drumul colindului, dacă vreți, pribegesc, colindă atâtea, așa până ajung în Egipt, ca să fugă din fața celui care prigonea atunci, pe cine? Pe niște copii care erau nenarmați. Deci de aici se vede nebunia umană. Și atunci cei care nu doresc să-l primească se aseamănă cu acest biet rege. El își lua titulatura de împărat, pentru că Țara Sfântă n-a fost împărăție, a fost doar regat. Ținea în vremea aceea de Imperiul Roman, dar își lua acest titlu de împărat ca să pară mai important. Oricum, regatul e mai mic. Într-un împărat intră mai multe regate, da. Dar... Da. Deci, felul ăsta, iată, de fapt, câte minuni s-au petrecut doar la scena nașterii. Ca să nu mai vorbim de faptele petrecute în timpul vieții sale pământești, apoi cele legate de răstignire și înălțarea sa, așa cum bine știm. Părinte, din păcate, timpul emisiunii noastre a expirat, dar este absolut, încă o dată spun, copleșitor felul în care evocați toate aceste momente și nu pot să nu promit telespectatorilor că trebuie să continuăm și să avem mai multe întâlniri pe aceste teme, pentru că în felul acesta poate vom realiza că nu doar de Crăciun, nu doar de Paști putem să fim așa, ci în fiecare zi a vieții noastre și din fiecare zi a vieții noastre am putea face o zi de sărbătoare. Da, așa este. Chiar am putea duhovnicește să-L întrupăm fiecare pe Hristos în palatul nostru, în peștera noastră, care este, nu-i așa, de multe ori străină, este rece, care a coborât poate sub demnitatea chiar a dobitoacelor și cu toate acestea, acest prunc nu se rușinează să se nască și să crească, ca noi să devenim fii ai lui Dumnezeu după har. La mulți ani și celor care astăzi vor serba pe Sfântul și întâiul mucenic, Arhidiacon Ștefan, cel care a dat mărturie despre Hristos și aș vrea să reținem un cuvânt extraordinar al acestui sfânt. În fața martiriului ne spune acolo, în Faptele Apostolilor, că Mântuitorul nu a șezut, ci a stat de-a dreapta Tatălui. A ședea este a ședea pe un scaun. Asta înseamnă să iei poziția de drept, să te oprești. De unde se vede că Mântuitorul, în fața martiriului, în fața celor care dau mărturie despre Hristos, despre Dumnezeu, Mântuitorul nu rămâne șezând de-a dreapta Tatălui, ci stă de-a dreapta Tatălui ca să dea și el mai departe mărturie înaintea Tatălui său despre cel care a dat mărturie. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și, așa cum am promis telespectatorilor, vom veni și de aici înainte cu gânduri bune și adânci despre existența noastră a tuturor. Numai bine, pe curând și la mulți ani în continuare și tuturor sărbători fericite!